Interesul meu pentru urmuz și fascinația care a decurs din asta vine și din faptul că în revista Curtea de la Argeș, apare evident la Curtea de Argeș, încă de mulți ani l-am promovat pe urmuz. Acum 10 ani se împlineau 90 de la moartea lui, acum 8 ani. În 2023 vor fi 100 de ani de la moarte, 140 de la naștere. Evident că un prilej să-l reamintim din plin. Oricum, în revistă, de mai mult timp am pus o rubrică Urmuziana, în care am adunat articole scrise de mulți urmuzologi pe care am cunoscut. Mai sunt alții pe care îi mai caut. Iar în luna martie de anul acesta am reușit o reconstituire virtuală a casei în care s-a născut urmuz. Deci el a stat 5 ani la Curtea de Argeș, locuia pe Negru Vodă în fața primăriei. Negru Vodă se numea atunci Basarabilor, Carol I ulterior, etc. Deci în fața primăriei sta o clădire clasică, cu doar parter, care avea însă și o subpământă, ca să folosesc tehnologia din Pâlnia și Stamate, casă care a fost dărâmată prin anii 84-85, deci destul de aproape de noi. Din păcate, nu a rămas o poză a casei în întregime, au rămas mai multe poze în familia profesorului Tănase Dima, celebru antrenor de fotbal, campion național cu FC Argeș cândva. Iar domnul profesor Tănase Dima, care a locuit în casă mai mulți ani, vreo două decenii chiar, din anii 50 până spre 80, a avut un număr de poze de familie în fața casei, lângă casă, etc. Și își amintea evident cum arăta casa. Ei bine, din aceste poze de familie, o cornișă, un pic de acoperiș, scara de intrare, o fereastră, ce se face când se așează mai mulți oameni pe o bancă și iese o poză, un arhitect, colegul de liceu Traian Ionescu, a reconstituit brontozaurul din câteva ușoare, cum fac paleontologii. A luat pozele astea, folosind programe de calculator, pentru că un arhitect de meserie ca el le avea, a reconstituit întregul. Iar întregul arată de genul acesta, eventual se mai pot lua poze ulterior, poză tipică de final de secol XIX, început de secol XX, pentru că a fost construită în mai multe etape și validată de profesorul Tănase Dima, da, așa era, inclusiv brazii care stăteau în față. Deci la ora asta nu mai avem casa, acolo s-a construit un bloc, pe peretele blocului am pus o placă care să amintească că acolo s-a născut Demetru Den Demetrescu Buzău, cu o placă de bronz pe un suport de granit negru. Placa de bronz, un bazorelief sculptat de Radu Adrian, sculptor din București, cel care ne-a dăruit și Eminescul din fața Centrului de Cultură și Arte. Ce vreau să spun, că peste 2 ani avem o datorie. Sper să scăpăm de restricțiile pandemice, de măști și de lucruri de genul acesta, pentru că posteritatea lui Urmuz e uriașă. El a scris 20 de pagini, despre el s-au scris mai mult de 20 de volume. Unele sunt critică literară, exegeză, etc. În România și prin lume există un domn în Italia, Giovanni Rotirotti, care prin anii 80 și ceva, la Florența, era student, l-a întâlnit pe Eugen Ionescu și s-a dus la studia acolo franceza și româna. I-a spus lui Eugen Ionescu că, uite, vreau să scriu teza de licență despre opera dumneavoastră, ce mi sugerați? Nu despre mine, ci despre predecesorul meu, Urmuz. Du-te la el și despre el să scrii. Iar Giovanni Rotirotti a scris două volume, unul în italiană, unul în română, între timp a trecut prin România. Deci, în 2020 a fost al doilea volum al lui Rotirotti. Sunt mulți cei care încearcă să limite pe Urmuz, ceea ce e imposibil.
genul acesta de scriere numai Urmuz îl putea scrie, îl putea face. Spuneam mai devreme cât timp, câți ani de-a dreptul consuma, dedica el unui text, câte modificări. Trăim vremuri mult mai grăbite, imitațiile superficiale sunt a la Urmuz, dar nu sunt de Urmuz. Sunt multe, am pe masă câteva scrieri de genul acesta. O continuare reușită dintr-un anume punct de vedere, Urmuz a scris un roman în 4 părți de 3 pagini, o epopee, nuvele, eseuri, o fabulă, ba chiar și o epigramă la sfârșitul unui text. Un mare epigramist român, George Corbu, care are operă, care e redactorul șef a fost la Epigrama, e președintele Uniunii Epigramiștilor, a scris o carte, Urmuzeu poetic, am versiunea româno-franceză, cu epigrame în stilul lui Urmuz și chiar reușește să fie concentrat și să dea sugestii pentru multe, multe dezvoltări în spatele cuvintelor. Pentru că asta era la Urmuz, când își șlefuia textele, la prima scriere erau amuzante pentru familie, pentru prieteni. La a doua scriere nu mai erau atât de amuzante la prima pronunțare, ci aveau conținutul mai bogat, tăia din brizbrițuri, ca să spun așa, este un termen al lui, pentru a lăsa mai mult conținut. Reușește și George Corbu să aibă densitate de genul acesta urmuziană. Există o carte la care țin foarte mult, ca și Urmuz, Urmuzeu poetic, a fost publicat în volumul în biblioteca revistei Curtea de la Argeș, pentru că revista are o asemenea bibliotecă asociată. A apărut de câteva săptămâni o carte de Valeriu Butulescu, are câteva zeci de piese de teatru jucate, dar are mii de aforisme strânse în zeci de volume, în zeci de limbi, de-a dreptul celebru din punctul ăsta de vedere. El însuși știe vreo 7 limbi, dar s-au tradus aforismele lui în mult mai multe. Și are un volum de teatru pe care l-am publicat din nou în seria la numărul 29 în biblioteca revistei Curtea de la Argeș. 3 piese, Urmuz, Boiai, Ianoș Boiai, cel cu geometria neoclidiană, și Decebal, într-o confruntare și verbală și cu spada, cu Traian. Urmuz, subtitlu Dincolo de zid. O piesă urmuziană în care Urmuz e personaj principal, tot timpul prezent în scenă, inclusiv în scene în care nu e prezent verbal, dar doarme pe o bancă în parcul Kiselev, pe acolo pe unde s-a împușcat el în noiembrie 1923. O piesă urmuziană reușită. Am reacții de la mai mulți critici literari, inclusiv de la Ion Pop. E unul dintre cei mai pricepuți critici literari în materie de suprarealism, care are o carte, prima ediție critică a operei lui Urmuz. Ediție critică, a luat versiunile tipărite, a luat și manuscrise, note de subsol, e greu de citit pentru că compară versiuni. Și de acolo iar se vede cum frazele mai lungi și mai bogate în adjective pe care le scrisese inițial devin mult mai percutante în versiunea finală pe care... Sper că peste 2 ani să avem piesa jucată, inclusiv la Curtea de Argeș. E Urmuz cumva în duel cu personajele lui. E în fața unui zid din care iese o pâlnie și dincolo de zid de familia Stamate, care din când în când, prin reprezentanți, soția, la Urmuz nicio femeie nu are nume. Avea un soi de misoginism, cel puțin din punctul ăsta de vedere. În piesă se numește Cordelia. Iese prin pâlnie, merită și citită, e cu adevărat interesantă, dar va fi, nu știu cât de ușor se poate monta, nu știu câtă scenografie va fi nevoie, un zid, o pâlnie prin care trec persoane.
Avem o carte concetățenii lui Urmuz, scrisă de un concetățean al nostru, Augustin Doman, a fost lansată chiar peste drum de primărie, acolo unde, în clădirea în care s-a construit, peste locul casei, iar la lansarea cărții l-am avut și pe Urmuz prezent sub forma unor cartoane cu chipul lui. În public erau câteva cartoane cu Urmuz și câteva cartoane cu Doman, pictate ușor caricatural și una și alta de maestrul Gârjoabă. În 1928 a fost înființată, evident, omagiului Urmuz, o publicație Urmuz. Nu știu câți ani a apărut înainte, dar reapare seria a doua la Câmpina, publicație cu și despre poezie, îngrijită de Florin Dochia, vitrină de artă nouă, fondată de Joe Bogza la 1 ianuarie 1928, seria a doua, anul 5. Deci Urmuz e încă printre noi, de altfel la sfârșitul cărții lui Lucian Costache, chiar așa încheie, Urmuz n-a murit, Urmuz e printre noi, deci să fim atenți dacă ne bate cumva pe umăr. Există o poveste, în zona lui Urmuz sunt foarte multe mistere. Istoria numelui, istoria, misterul lăzii acelea. Mai există un caz Urmuz. L-a lansat, s-ar putea să fie fals. Sunt toate șansele să fie fals. Criticii votează mai ales pentru versiunea aceasta. Cazul a fost lansat de arghezii, care la o reprezentație a piesei Omul cu mârsoaga, ulterior s-a transpus pe Capul de Răsoi, piesele lui Ciprian, colegul de liceu și de farse și de Pamucul prieten, Pamuci își ziceau ei. Arghezii povestește cum în timpul piesei o voce îi dă ocol și spune: piesa asta nu e scrisă de Ciprian, e scrisă de mine, de mine Urmuz. Arghezii scrie asta literaturizând, deci nu acuzându-l neapărat pe... La care Urmuz însuși îi răspunde, de fapt Ciprian, îi răspunde în numele lui Urmuz din Purgatoriu: nu, domnule, Ciprian a scris-o, am copilărit împreună, sunt idei, nu știu de care. Dar cazul Urmuz rămâne cumva, dacă cele două piese, care sunt urmuziene în mare măsură, dar nu chiar la nivelul operei lui Urmuz, Radu Cernătescu înclină să pună piesele în seama lui Urmuz, pentru că Capul de Răsoi, de pildă, descrie o lojă cu sediu în copac, cu niște plecăciuni care trimit la ceva, deci Urmuz se pare că a fost și el inițiat mult prea devreme ca să nu fie zdruncinat. Fiind fiul unui mason, a avut dreptul să fie pre-semi, nu știu cum se numește, inițiat, dar asta l-a bulversat, a fost prea mult pentru mintea lui. Poate asta e o explicație. Unii critici spun că după ce a scris un roman, o fabulă, un eseu, o epopee, nu mai avea ce scrie și a simțit că e golit, nu mai are motiv să mai așa se sinucide. Vasile Voiculescu, coleg de liceu, dar care nu și-l mai amintește din liceu, semn că era mai serios, nu era pamuc cu ei, scrie undeva că suferea de o boală incurabilă. Nu știm care. Sunt sugestii ca în cazul Eminescu, de asemenea se poate face o... că ar fi luat și el oarece boli lumești pentru că frecventa locuri de genul acesta. Ceea ce nu e adevărat la Eminescu, s-a dovedit, dar nu se știe la el. O depresie nu știu de care. Ziarele după ce a murit vorbesc de o depresie pentru că îl pândea o paralizie. Nimeni nu vorbește de asta, dar sunt tot felul de ipoteze. El voia să moară fără motiv, o spune și Călinescu, și închinase o odă revolverului, care e mai tare decât mintea care îl creează pe Dumnezeu, de revolverul e mai blasfemie sau nu, mai tare decât Dumnezeu. Acum aici apare un paradox interesant, voia să moară fără motiv, dar a făcut din sinucidere motiv de moarte. Deci a murit cu motiv, deci nu și-a îndeplinit dorința de a muri fără motiv. Dar n-a murit, ca așa ne spune opera și continuatorii.
Iar continuator mai am, într-un articol din Argeș Express, continuatorul la Curtea lui Urmuz e cartea care adună textele din Argeș Express, făceam o listă de critici, o listă de continuatori, o listă admirabilă de critici o face Constantin Cubleșan în Urmuz, în conștiința criticii. Vom mai vorbi despre Urmuz, iar peste 2 ani suntem datori. Un simpozion la Curtea de Argeș, am promisiuni, totul e să se poată face în condiții normale. Urmuz nu merge online, e imposibil, dacă nu ești ochi în ochi cu... ochi în ochi, eventual cu portretele lui existente în cărți sau pe care le va picta din nou cineva din oraș.